Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan, 9 și 9 minute. Bună dimineața, Cătălin, binevenit. Salutare. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Pe 11 noiembrie în acest an, o știre a făcut breaking news la mai multe televiziuni din România. Un bărbat din Nepal, care muncea de 2 ani în România, în vârstă de 27 de ani, s-a sinucis. Motivul invocat de televiziune a fost acela că el și-a pierdut locul de muncă, fusese dat afară. Și aceasta a fost, aceasta a fost justificarea gestului. Dincolo de faptul că e absolut pripit și nu pot spune de ce s-a sinucis un om, colega mea, Diana Mezeșan, la Libertatea, a săpat pe acest subiect ca să vadă ce s-a întâmplat în cazul acestui bărbat din Nepal, tânăr din Nepal, care s-a sinucis în România. El nu fusese dat afară de la serviciu. Aceasta era un lucru neadevărat. Dimpotrivă, era foarte bine văzut acolo, însă el a dorit să se transfere la un alt loc de muncă, lucra undeva în nord-vestul orașului, la unul dintre mall-uri, la o burgărie. Și făcea parte din clasa asta de oameni invizibili aproape în România. Sunt sute de mii de muncitori, în principal din Asia, veniți în ultimii ani în România, care ne fac burgerii, ne fac curat uneori, ne aduc alimentele pe bicicletă, comenzile. Nu-i vedem decât foarte rar și când apare câte o dramă, alegem o explicație care pare simplă, dar nu e deloc așa. Deci, omul nu avea nicio problemă la job, el însă ceruse să plece. De ce? Și aici începe povestea dezvăluită de colega mea, Diana Medeșan, și anume, el voia să plece pentru că locul de muncă era foarte aproape de o casă de pariuri, de unul dintre aceste cazinouri cu păcănele. Chiar, probabil că ați văzut și voi, sunt mai multe sau mai puține decât farmaciile? Cum vi se pare bună în momentul observație. Ăsta? Mai da, multe, bună observație. Bun, nu cred că putem să le comparăm, dar da, bună observație. Da. Adică, nu știu, mai există prăvălii în România la fel de multe? Că bănci nu mai sunt. Nu, este o proliferare. Uite, chiar ieri vorbeam cu colegii despre asta. Este o proliferare absolut bolnavă și a reclamelor la casele de pariuri. Ne uităm, m-am uitat ieri la cele 3 meciuri de la campionatul mondial și la deschidere. În pauze sunt... Eu nu cred că este vreo altă reclamă. Este o proliferare teribilă. Și sigur, este un business legal. Problema este că statul român este dependent de industria de tutun și de industria de jocurilor de noroc în această țară, datorită sau din cauza taxelor pe care le încasează din aceste activități, care creează dependență și care îmbolnăvesc și ucid. Exact. Exact. E profund imoral, profund imoral ce se întâmplă în această privință. Și la o scară națională, la o scară națională uluitoare, cu miopie și o vinovăție a statului, pentru că acest caz al omului care pur și simplu a vrut să plece la alt job pentru că nu mai putea juca, noi am publicat și astăzi oamenii găsesc pe Libertatea cazul. Am insistat pe el, de ce? Pentru că se întâmplă exact cum spuneai tu, Vlad. Aici, în acest caz al unui om care n-a avut niciun fel de sprijin, că ei vin dintr-o țară în care în Nepal cazinourile nu sunt populare, nu sunt la îndemâna oricui, ele sunt doar pentru oamenii bogați. În România sunt la îndemâna oricui, de la păcănele, pariuri online sportive, până la cazinouri mici sau mari. Și aici te întreb, știi care este tragedia? Că în România aceste case de pariuri vândute de fapt și de păcănele, care sunt prezentate sub numele pompos de cazinouri, ele sunt făcute special pentru oamenii săraci, fără venituri. Exact. Acolo acționează cel mai dur și acolo creează cele mai mari daune și probleme. Și în cazul lui Bim, nepalezul se oglindesc de fapt sute de mii de cazuri, nevăzute uneori și ele, ale sutelor de mii de familii din România care au cel puțin un membru care este dependent de pariuri. Flagelul acesta, în mod normal, potrivit legilor din România și potrivit obligațiilor pe care România le-a asumat ca țară UE, ar trebui să primească o contraripostă din partea statului și, atenție, poate că oamenii nu știu acest lucru, dar e bine să fie informați, și de asta există presă,
cu o contribuție financiară majoră ar trebui să existe din partea caselor de pariuri, pur și simplu. Da, da, stimați ascultători Europa FM, pentru că se știe toată lumea că ele creează dependență, sunt obligate, ar trebui să fie obligate să bage sume foarte mari de bani din sumele pe care oricum le câștigă pentru a preveni pariurile. Un singur exemplu, și în cazul acestui bărbat nepalez nu a acționat, există posibilitatea ca oamenii care simt că sunt dependenți de pariuri să declare ei înșiși la anumite cazinouri, așa cum spuneai tu, Vlad, de fapt niște gogoșerii unde se iau banii oamenilor, să declare să nu mai intre. Sau ei înșiși ar trebui să aibă monitorizări pentru oameni care ajung să joace atât de des, să pierdă atât de mulți bani, încât asta devine un pericol pentru ei, pentru cei apropiați, pentru prieteni și pentru familiile lor. Acum, se vorbește foarte puțin despre acest lucru și mă bucur că Europa FM vorbește despre asta, da? Noi când am contactat la Libertatea firma de pariuri, nici măcar n-au vrut să ne răspundă și pentru că au de obicei 10 de avocați de elită, ne-au trimis amenințări să nu le dăm numele. Bineînțeles că le-am dat numele, pentru că nu hotărăște o firmă de pariuri ce publică un ziar sau ce nu publică un ziar. Oamenii se pot întreba și noi ce putem face? Cum putem? În primul rând, e nevoie să fie alături de cei care sunt în această situație de dependență și de cele mai multe ori nu și-o recunosc. Nu ne putem baza, din păcate, pe stat, nu ne putem baza pe ce ar trebui să facă împotriva dependenței chiar cei care creează dependență. Așa cum ai spus și tu mai devreme, statul este dependent de cei care creează dependență. Da. Ne-am deschis totuși ca jurnaliști un program prin care oamenii pentru jurnalism, pentru cei care înfruntă, pentru că realmente în cazuri ca astea pur și simplu te bați, da? Noi avem oricum zeci de proceste. Poate vom avea una și încă unul cu această casă de pariuri, foarte bine, să facă ce vor ei. Te bați cu niște forțe extrem de mari, da? Ca să conservi independența financiară și editorială, să poți face jurnalism în continuare, nu e suficient să ai tu, cum avem noi, patroni elvețieni la Libertatea. Nu. E nevoie, cum au făcut și alte mari ziare de afară, și Libertatea a făcut asta de câteva zile, a dat drumul acestui program. Nu vreau să fac reclamă programului, vreau să spun cum se leagă lucrurile până la urmă, da? Dacă oamenii vor să doneze pentru ca investigațiile să continue, să aibă o formă în care să putem înfrunta, măcar să putem avea avocați cu care să mergem mai departe în instanță, e bine ca ei într-un fel sau altul să se implice. Pentru că, ăsta e doar un exemplu, nu? Am plecat de la un caz, aparent nicio viață nu e măruntă, dar un caz al unui om care nici măcar nu era din România. Am ajuns să discutăm despre un fenomen uriaș, absolut uriaș, exact cum ai spus tu. În momentul ăsta, doi sunt mari cheltuitori, firme, categorii de firme în România. Știți care sunt, stimați ascultători? Suplimentele alimentare, nu medicamentele, suplimentele alimentare și pariurile. Da. Astea domină televiziunea din România, cu alte cuvinte, îndemnul de a fi cumpărat și de a fi, serviciul sau produsul respectiv este fără precedent în România. Niciodată se făcea reclamă de la băuturi până la mașini și calculatoare și bănci, da? Nu, astea aproape au dispărut sub acest val. Da, mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.